Facem ce facem și tot săra suntem. Potrivit Eurostat, procentul populației expuse riscului de sărăcie a scăzut în România, dar rămâne cel mai mare din toate statele europene, 34%, în timp ce media blocului comunitar este de 21%. Care explicația ne ajută să înțelegem profesorul de economie Mircea Coșa? Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule profesor! Sărmâna, doamne, bună dimineața! Vă rog să ne explicați ce înseamnă indicele riscului de sărăcie și excluziune socială și care sunt elementele care ne fac pe noi să rămânem campioni la acest capitol. Doamne, cred că s-ar putea să vă mire, dar să știți că vestea pe care o dați eu o consider pozitivă. Nu credeam că în actualele condiții România va să mai facă progres în acest domeniu, iată că a făcut pentru că s-a micșorat acest risc. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă nu numai nivelul de trai, nu numai ceea ce poate să consume individul ca urmare a veniturilor pe care le are, înseamnă și condițiile lui de viață, adică accesul pe care îl are la tot ceea ce înseamnă viața societate, la cultură, la educație, la drepturile lui de a se manifesta ca individ alegător și plătitor de impozite. Deci este o formă foarte superioară, din toate punctele de vedere, a unei democrații adevărate. Ceea ce poate să facă individul într-o țară liberă, nu numai cu ceea ce mănâncă și se îmbracă, dar și ca prezentare a evoluției lui ca personalitate. Și aici lucrurile în România nu mergeau bine. Nu mergeau bine de mai mult timp, pentru că avem o situație complicată, deși efortul se fac foarte mare, avem o minoritate care încă este într-o situație dificilă din punct de vedere al accesului la educație, la formele primare de manifestare ca individ. Avem zone diferite de dezvoltare în România și este lucrul cel mai complicat de rezolvat, pentru că această diferență mare pe care România o are nu există în alte țări. Între nordul țării și sudul țării și vestul țării sunt diferențe foarte mari. Bucureștiul e unul dintre orașele europene cu cel mai mare venit pe cap de locuitor, în schimb ce în nordul țării avem zone unde există cel mai mic venit pe cap de locuitor din Europa. Accesul la școală este complicat și el, pentru că există greutăți materiale ale unor familii, dar și o logistică diferită. S-au redus numărul de școli, comunitățile nu mai pot să asigure transportul și așa mai departe. Deci sunt lucruri care țin de viața în general așa cum o trăim toți. Trăim mai bine ca înainte, asta e clar, pentru că mai puțini români sunt cei care suferă de acest sindrom al sărăciei, dar să știți că nu sunt deloc optimist în legătură cu viitorul. Pentru da. Că spuneți că trăim mai bine decât înainte, dar mai rău decât ceilalți europeni. Și privind datele, vedem că Slovenia, Cehia, Finlanda sunt țările care au cele mai scăzute procente atunci când vorbim despre riscul de sărăcie. Ce au ele în comun? Dacă vreți să repetați, vă rog, s-aude foarte slab. Spuneam că suntem mai bine decât în trecut, dar rămânem campioni la acest capitol al riscului de sărăcie. Și făceam referire la țări care înregistrează procente scăzute al acestui indice. Cehia, Slovenia, Finlanda, ce au ele în comun, domnule profesor? Doamne, au în comun un lucru foarte, foarte simplu, și anume conceptul pe care statul are față de relația cu cetățeanul. În aceste țări, statul este partenerul cetățeanului și încearcă să-l protejeze, să-l ajute, să-l dezvolte ca individ din toate punctele de vedere. Dar noi lucrurile sunt diferite. Statul român nu-și respectă cetățeanul, ca apropo toate aceste situații care sunt îngrozitor de greu de suportat, cu facturile și așa mai departe, dar nu numai. Uitați-vă ce se întâmplă în legătură cu posibilitatea accesului la educație, la cultură, deși Constituția spune că suntem foarte egali din acest punct de vedere, realitatea e total diferită. Da. Deci un concept de stat modern înseamnă un stat partener cu cetățeanul, nu un stat care este preocupat doar de preluarea impozitelor și taxelor. O ultimă întrebare, domnule profesor, vă rog să ne dați un răspuns scurt. Ați început într-un ton optimist. Cifrele nu sunt atât de rele, dacă ar fi să ne comparăm tot cu situația noastră de dinainte, din urmă cu ceva timp. Privind însă în perspectivă, se anunță o iarnă grea pentru noi și pentru europenii în general. Cum credeți că vor arăta cifrele acestea anul viitor? Doamne, teama mea este că aceste cifre nu vor mai fi atât de bune. Ar fi bine măcar să se oprească la nivelul la care sunt acum. Și de ce? Pentru că e mare teamă că prețul acesta mare al facturilor, al energiei, va afecta o categorie a populației care până acum nu suferea de așa ceva, și anume clasa mijlocie. Clasa mijlocie va fi afectată de prețul facturilor, de viața asta foarte grea și va începe încet, încet să
decadă din punct de vedere al condițiilor de viață, nu neapărat ca standardele, a condițiilor de viață, vor reduce cheltuielile pentru educație, pentru tot ceea ce înseamnă altceva decât mâncare. Vă mulțumesc foarte mult, profesorul de economie Mircea Coșa.